Papa, suntem astăzi aici cu un singur scop de a forma grupul de inițiativă în susținerea candidaturii domnului Tudor Ulianovski la funcție de președinte a Republicii Moldova. Sunt foarte multe lucruri în Republica Moldova pe care am dorit să le vedem altfel și considerăm că anume Tudor Ulianovski este persoana care va putea ca aceste lucruri să arate altfel în Republica Moldova, ca Republica Moldova să arate altfel și noi, cetățenii acestei țări, să ne mândrim că suntem cetățeni a Republicii Moldova. Noi astăzi am luat parte la un eveniment de constituire a grupului de lucru în promovarea domnului Tudor Ulianovski la prezidențiale și vreau să zic că în sală am avut un public peste 100 de persoane, iar grupul de constituire fiind în număr de 76. Vreau să remarc că Tudor Ulianovski îl cunosc de mic și i-am fost la căpătăiul de sănătate al copiilor și nu numai. Și din acest considerent îmi permit să spun că este o familie de exemplu, este o familie cu moralitate la standarde înalte, și totodată este o persoană care s-a manifestat pe parcursul a 20 de ani de activitate ca om de diplomat, ca ministru, ca om în funcții înalte de stat, atât la nivel de țară cât și la nivel și peste hotare. Un om de afaceri, bine școlit, care este capabil să revizuiască și să schimbe lucrurile în bine, pentru că un om care este, are o familie trainică, este, care este celula statului, care este celula societății, este capabil aceste valori să le promoveze și în societate. Pentru ce sperăm că aceasta și va fi, fiind un bun economist, fiind o persoană de încredere și de mare valoare. Avem mari speranțe în activitatea dânsului. Succes! Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la acea conferință de presă de astăzi. Astăzi a avut loc un eveniment important pentru mine și pentru echipa mea. În urma apelului public către cetățenii Republicii Moldova de a mă susține la alegerile prezidențiale, astăzi un număr mare de oameni s-au adunat aici și au luat decizia de a mă desemna în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Am tot sprijinul lor ca să merg mai departe, să parcurg toate etapele pentru a fi înregistrat în cursa pentru prezidențiale. Tot astăzi, la adunarea cetățenilor a fost creat grupul de inițiativă cu votul a 76 de persoane, care se va ocupa de colectarea semnăturilor în vederea înregistrării mele în cursa electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Acest grup de inițiativă urmează să fie înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Astăzi, după această conferință de presă, voi merge la CEC pentru a depune toate actele necesare în acest sens. Este o mare onoare și o mare responsabilitate să candidez la șefia statului. Sunt pregătit pentru tot ceea ce urmează. Conștientizez rolul pe care îl am de jucat.
Știu că drumul va fi unul anevoios și lung, cu multe piedici, dar nu este prima oară când sunt în situația de a face față cu succes tuturor provocărilor. Obiectivul meu și al echipei mele este de a scoate Republica Moldova din criză și de a o moderniza. Știu că vom reuși acest lucru, deoarece mă bazez pe o echipă puternică formată din profesioniști din toate domeniile, tehnocrați care sunt doctori, habilitați, experți în economie, experți în agricultură, în finanțe, membrii diasporei, cei care sunt profesioniști, nu care au fost politicieni în Republica Moldova. Contez pe sprijinul fiecăruia din ei. Nu am pe nimeni în spate decât familia mea, echipa și cetățenii Republicii Moldova. Astăzi avem ocazia de a-i cunoaște pe câțiva dintre oameni care îmi sunt alături astăzi și aș dori să prezint o parte din echipa mea pentru dumneavoastră. Doamna Mariana Marin, conferențiar universitar, președinte a Asociației Profesorilor din Republica Moldova, AGIROMED. Domnul Dragoș Cimpoieș, profesor universitar, doctor habilitat în științe economice, membru al secției Academiei de Științe. Doamna Tatiana Iov, doctor în economie, profesor universitar, expert național în domeniul dezvoltării economice. Domnul Alexandru Burianu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, fost ambasador. Doamna Ala Donos, doctor în științe medicale, profesor universitar, un specialist de rang național în domeniul medicinii, unul din cei mai buni pediatri din Republica Moldova. Domnul Iurie Bivol, om de afaceri, membru activ ai diasporei noastre din Marea Britanie, lider politic ai valorilor liberale din Marea Britanie. Doamna Cojocaru Violeta, profesor universitar, doctor habilitat. Doamna Alina Trofim, doctor în științe ecologice, autoarea brevetului de invenție în algologie. Domnul Anatolie Zlotea, om de afaceri, membru al diasporei în Canada timp de 16 ani, cel mai mare exportator de vinuri moldovenești pe continentul nord-american. Domnul Mihai Dicusar, om de afaceri, membru activ ai diasporei noastre din Marea Britanie, cofondator al multiplor acțiuni filantropice pentru copii cu nevoi speciale din Republica Moldova. Doamna Nina Gorincioi, unul din cei mai activi lideri ai diasporei noastre din Italia, timp de câteva decenii fost traducător la nivel de stat în perioada anilor 1975-1990. Domnul Alexandru Arion, om de afaceri, membru activ ai diasporei noastre din Elveția. Domnul Efrim Stratan, membru al diasporei noastre din Franța. Domnul Andrei Bostan, antreprenor, membru al diasporei noastre din Germania. Doamna Svetlana Cosneanu, avocat din Raionul Telenești. Doamna Olga Elița, fost manager regional sud al companiei Vento Retail din Republica Moldova. Doamna Iulia Cojocaru, promotor al culturii naționale, peste 12 ani de experiență în administrația publică locală în domeniul culturii, tineretului, sportului și turismului. Doamna Ala Bancu, contabil specialist în finanțe cu experiență de peste 25 de ani în Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe. Domnul Ion Mămăligă, jurist, administrator de stat. Domnul Viorel Burlac, jurist cu experiență de 10 ani în administrația publică centrală a statului. Le mulțumesc tuturor, cu precădere colegilor care astăzi au luat cuvântul și s-au expus asupra parcursului meu profesional, asupra viziunilor pe care le împărtășesc și asupra programului de stare pe care împreună îl vom face public, oficial, odată ce ajungem să avem un candidat înregistrat oficial în cursa prezidențială. Aș dori totuși astăzi să vă împărtășesc câteva din viziunea noastră cu privire la strategia și valorile echipei noastre, precum și direcțiile principale de dezvoltare a țării în opinia noastră. Pledez pentru o Moldovă normală, unde tu produci schimbarea. Stimați cetățeni, obiectivele echipei noastre sunt clare și concrete. În primul rând, familii cu venituri decente acasă, în Republica Moldova. Sate prospere,
cu autonomie locală de decizie financiară și decizională. Reindustrializarea Republicii Moldova. Producere prin construcția a fabricilor și uzinilor în Republica Moldova. Ceea ce putem produce acasă nu vom importa de peste hotare. Autorități care să fie responsabile și eficiente în slujba cetățenilor țării. Pensionarii asigurați cu un trai decent în Republica Moldova. Tinerii bine instruiți, angajați și cu salarii bine plătite acasă. Relații externe pe care să le construim în interesul, în primul rând, a Republicii Moldova. Câteva idei despre strategia noastră pentru o economie puternică și sustenabilă. Suntem pentru facilitarea afacerilor și susținerea start-up-urilor, în special noile companii în Republica Moldova. Creșterea autonomiei locale, decizionale și financiare. Sprijin pentru pensionari și reducerea vârstei de pensionare pentru femei. Trebuie să asigurăm coeziunea etnică în societate, să fim uniți, nu dezbinați. Doar așa vom fi reuși în țara noastră. Printre principalele reforme în agricultură și dezvoltarea rurală pe care le vom implementa vor fi dezvoltarea piețelor agricole și facilitarea accesului la piețe de capital. 2. Eficientizarea utilizării resurselor naturale și adaptarea la schimbările climatice și, desigur, că adresarea problemelor de irigație în Republica Moldova. Dezvoltarea durabilă a spațiului rural în Republica Moldova. Educația pentru noi este un pilon prioritar și esențial. Educația va fi mereu fundamentul unei societăți prospere, iar principalele acțiuni în acest domeniu vor fi următoarele. Modernizarea infrastructurii școlare, nu doar în cele model, precum dorește să facă actuala guvernare, dar în toate școlile, pentru a nu face discriminare pentru nici un copil din Republica Moldova. Salarizarea și formarea continuă a cadrelor didactice este prioritatea mea de bază, deoarece am crescut și eu din bunei și părinți pedagogi, iar noi, cei cu toții, trebuie să le fim recunoscători. Trebuie să lucrăm asupra mediului înconjurător, care este o altă prioritate a echipei noastre, deoarece ne pierdem sănătatea din cauza acestei poluări în care trăim, iar Republica Moldova în ziua de astăzi deține unul dintre principalele locuri unde cancerul este la el acasă. Trebuie să ne trasăm ca un obiectiv principal să optăm pentru finalizarea stațiilor de epurare în fiecare centru regional din Republica Moldova. Noi trebuie să deschidem câte un centru de sortare și prelucrare a deșeurilor în fiecare raion și să fie închise acele gunoiști care nu sunt autorizate în Republica Moldova. În domeniul medicinii, eu vreau să văd și noi vrem să vedem un sistem digitalizat al bazei de date la nivel național cu istoric medical al fiecărui pacient, astfel încât să evităm erorile unui diagnostic sau tratament prin eliminarea cazurilor de malpraxis. Stimați prieteni, cu toții simțim că lucrurile nu decurg deloc bine în țara noastră, în Republica Moldova. Suntem nemulțumiți, suntem sărăciți, suntem umiliți. Moldovenii pleacă din țară așa cum nu au făcut-o niciodată de la independență încoace. Moldovenii nu au încredere în viitor, nu au încredere în instituțiile statului, nu au încredere în politicieni. Cu toții simțim că trebuie schimbări, pentru că toți vrem o altfel de țară, una a echilibrului, a prosperității, a demnității naționale, într-un cuvânt, o țară normală, unde tu produci schimbare. Eu mă întreb, în ce țară noi dorim să trăim în viitor? Într-o țară normală unde puterea nu arestează competitori politici doar pentru că sunt adversari. Nu scoate din cursă partide sau politicieni doar pentru că mesajul lor nu convine guvernării sau președinției. Într-o țară demnă unde dreptul la liberă exprimare este garantat. Presa este liberă și nu subordonată puterii. Unde presa este deschisă tuturor opiniilor.
tuturor candidaților politici, partidelor care nu încalcă Constituția țării noastre. Într-o țară normală, unde dreptatea se face nu doar la televizor, iar reforma justiției nu durează ani de zile, unde concursurile în sectorul justiției nu sunt mimate, iar filtrele de vetting și pre-vetting nu sunt discreditate. Într-o țară normală, unde guvernul nu face reforme doar ca să aibă ce raporta la Bruxelles, ca să aibă ce raporta la Comisia Europeană, ci pentru că reformele se fac în primul rând pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru prosperitatea și bunăstarea lor. Nu facem reforme doar de dragul reformelor. Reformele sunt pentru cetățeni, nu cetățeanul pentru reformă. Într-o țară unde cetățeanul nu trebuie să fie obligat să aleagă între vectorul politic est sau vest, unde fiecare din noi să nu fie obligat să aleagă din răul cel mai mic. Într-o țară unde moldovenii nu pleacă peste cotare, pe capete, și ajung în situația în care mai mulți copii se nasc în afara țării decât numărul de copii care se nasc în Republica Moldova. Este un dezastru în acest capitol. Într-o țară unde statul încurajează financiar familiile tinere, nașterea de prunci, concedii maternitate pentru creșterea copiilor de până la 18 ani. Într-o țară normală, unde pensionarii și bătrânii din țară nu sunt condamnați la o moarte lentă, prin implementare treptată și lipsa accesului la medicamente, atât de necesare lor. Astăzi, pensiile nu asigură nici măcar supraviețuirea acestor oameni care ne-au născut, care ne-au crescut și care ne-au educat. Într-o țară unde nu se închid școli, nu se închid spitale. Cine închide un spital, deschide un cimitir. Cine închide o școală, deschide o închisoare. Sau distruge o națiune. Într-o țară unde diaspora nu este amăgită din 4 în 4 ani de guvernări cu propuneri care nu se îndeplinesc, cu legi care nu se votează, cu sprijin financiar pentru întoarcerea acasă care nu se înfăptuiește niciodată. Într-o Moldovă normală și demnă, nu vom permite niciodată ca în școli sau în spațiu public să expunem copiii noștri periculoasei propagande de gen. O Moldovă normală este o Moldovă a unei familii normale, a unei familii tradiționale, a tatălui și al mamei, nu a părintelui 1 sau a părintelui 2, a fetițelor, a băițeilor, a bunicului și bunicii, a botezului, a căsătoriei, a bisericii și a tainei sfintei împărtășanii. Într-o țară normală unde companiile străine nu pleacă pentru că le se pun pericole și obstacole din partea guvernării, o Moldovă normală este deschisă investitorilor și investițiilor străine, cărora le oferă avantaje competitive și care le oferă resurse financiare pentru noi aici, în Republica Moldova. Într-o Moldovă normală, ideea europeană și integrarea în Uniunea Europeană nu sunt politizate, nu sunt transformate într-o ideologie politică a puterii și nu sunt folosite în campanie electorală pentru scopuri personale, egoiste și pentru scopuri de partid. Într-o Moldovă normală, a fi pro-european nu înseamnă a vota doar pentru candidatul puterii, iar ideea integrării europene nu este folosită pentru a acoperi o guvernare incompetentă, o guvernare proastă, sau eșecul unui președinte care nu mai poate obține voturi decât prin referendumuri politizate. Dragi prieteni, împreună putem construi o Moldovă modernă, Moldovă normală și unită, o țară a normalității în care fiecare cetățean are șansa de a trăi decent și de a-și realiza propriile visuri. Trebuie să vă recunosc că întâmpin multe impedimente ilegale și de ordin politic în această campanie, care se dorește a fi una bazată pe valori democratice și stat de drept. Dar vă asigur că nu voi ceda la aceste presiuni politice și nici a scenariilor pe care știu că mi se regizează în ziua actuală, deoarece eu sunt un om onest, corect, integru, simplu, care mai are și un fair play profesional și care nu a permite să coborâm cu toții la acel nivel mediu de a face politică și de a face campanie electorală.
Noi vom pune accent pe ceea ce dorim să construim. Iar critica noastră va fi doar de ordin constructiv și nu vom recurge la atacurile de ordin personal, așa cum planifică deja unii actori ai acestei campanii prezidențiale. Eu voi informa ambasadele și guvernele țărilor partenerilor de dezvoltare printr-un limbaj diplomatic în care am activat timp de 16 ani și vă asigur că voi fi înțeles corect, voi fi auzit și voi avea o discuție directă cu ei. Iar consecințele vor fi pe măsură în cazul în care se recurge la o campanie prezidențială denigratoare. Ceea ce mă nobilează și mă înaripează să merg mai departe sunt miile de mesaje de susținere pe care le primim eu și echipa noastră de la oamenii acestei țări, atât în Republica Moldova cât și peste hotarele ei. Chiar aseară am primit un mesaj de la Maica Paisia, de la Mănăstirea Ulmu, care mi-a transmis că se roagă în fiecare zi pentru mine și pentru echipa noastră. Iar aceste gesturi sunt cele care ne pun în plină încărcătură, ne dau energie și putere pentru a continua această bătălie profesională. Stimați prieteni, tu ești schimbarea în Republica Moldova. Tu produci schimbarea. Voi sunteți pilonii schimbării pe care tu o vei simți, tu o vei realiza. Împreună suntem pentru o Moldovă normală, Moldovă modernă și Moldovă unită. Dragi prieteni, a fi împreună este început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes. La final de acest briefing de presă, aș dori să mulțumesc mult reprezentanților mass media pentru participare la acest eveniment. Aș dori să-i mulțumesc fiecărui membru a echipei mele de astăzi, care au avut curajul să iasă în față, să vină cu experiența și bagajul său profesional pentru a ne oferi acea schimbare pe care toți o dorim. Acum aș dori să vă întreb dacă sunt anumite întrebări la care pot să vă răspund. În cazul în care întrebări nu sunt la moment, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.